Ciao. Buonasera. Buonasera. Binevenit. Buonasera. Stai că prima pe care vreau să o formulez este pe Andreea, pentru că i-a zis că are emoții. Așa da, mi-ai scris. Da, eu în general am emoții. I-au trecut emoții. În general cu ce ai emoții? În fața camerei. Da, ai emoții? Când vorbesc singură, eu și camera, când suntem doar noi două, avem o relație fantastică. Așa, doar atunci. Dacă e altcineva în spatele camerei, am emoții. Așa, suntem acum aici cu Cici, cu Manu, Osu și cu Ion, Ion și Andreea Hi, de la High Queen 2, pe care probabil că îi cunoașteți de pe YouTube, sunt șanse foarte mari. Dar unde ne aflăm aici? Unde ne primit aici, Manu? Ce se întâmplă pe Enterprise? Suntem, da. Unde s-a pus ca boss-ul acolo, să se vadă cine e șeful, știi? Apasă aici, se duce direct în Sri Lanka dacă apeși. Da? Așa? Ce e chestia asta? Ce e treaba casă asta? Casă pe roți, casa noastră. De când o aveți? Din vară. Din vară, o treabă fantastică. De fapt, nu chiar din vară, din septembrie. Și de ce o aveți? Fică gata, plecăm. Ne-am săturat. Am stat, am văzut la un moment dat un personaj foarte fain pe YouTube, un YouTuber. De un... Da. Cine? Cum e? Nu-l știi. Așa. Persoana importantă. Persoana importantă, da. Băi, Cătălin. El a fost inspirația. Deci foarte ați ajuns ușor, ce? De ce mai dat un mail? Un mail scurt, salut. Am trimis sus mail-ul. Și a venit de la mine. Exact. Exact. Și aveți de gând să plecați prin lume. Da, omule, deci inspirația vine la tine, te-am văzut, ne-a plăcut foarte mult ce faci. Mare greșeală, așa? Da, și am zis că, băi, hai să ne luăm și noi lumea în cap, să dispărăm vreo 2 ani de zile de aici, că e nebunie. Și am zis că hai să plecăm. Am vrut să ne cazăm pe undeva, căutam Airbnb-uri, nu știu ce, unde e mai ieftin, mă trimitea lumea în Tenerife, după care am zis, nu bă, tată, ne luăm noi casă pe roți. Și am găsit bombonica. A, așa îi zice, bombonica. Bombonica, om, asta e. Năstase. Năstase, auzi? Da, bă, pe mine mă cheamă Năstase, la nume, tu ești nebun! Bă, cu cine stăm noi? Cu cine stăm noi aici? Du-te, mă, de aici, mi-ai stricat tot. Tu, adică... Toată combinația. Corect. Și dacă cu ei vorbim de faptul că vor să plece, avem aici pe cineva, niște oameni, deci voi vreți să fiți plecați, ei sunt plecați. Voi v-ați cumpărat casă pe roți, noi ne-am vândut casa. Ba, ei și-au vândut casa. Ca să fie mai... Da, mă, după o grămadă, noi de când vorbim, de când ne știm, de vreo un... De un an, de zile. Când am început proiectul nostru, High Queen 2. Foarte rapid, despre ce... Că sunt vorbesc sunt mulți oameni care nu știu ce înseamnă High Queen 2. Care e faza? Care e viața voastră? Ne-am săturat de viața din România, de viața de corporatist și am început o viață nouă... De nomad, de nomad digital. Travel blogger. Ne urmăm cea mai mare pasiune, călătoritul. Așa, și de ce înseamnă treaba asta? Pe unde ați fost până acum? Când ați luat decizia? Cum a fost povestea? Practic, noi am plecat în final sabatic în Asia de Sud-Est. Așa? În urmă cu fix un an de zile am plecat într-un an sabatic prin Asia. Am renunțat la tot ce însemna România, proprietăți, materiale, joburi, am dat demisiile, dar și am plecat în lume. Și am călătorit timp de 11 luni prin Asia. Și așa a început proiectul de Travel High Queen 2. Foarte tare. Pe unde ați fost plecați? Prima dată am mers în Bali, apoi în Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Filipine, Sri Lanka. Deci Asia, cam pe unde mergi în care în momentul în care ia decizia de a pleca undeva așa, de a se duce unul la mână. V-a venit ideea de a face vlog când erați deja pe drum sau când ați plecat, ați plecat gândul, bă, vreți să facem vlog? Când am plecat din București, eram chitit să facem vlog și am zis că să începem când ajungem în prima destinație în Bali. Dar atunci eram total străin de ceea ce înseamnă creator de conținut. Și chestii de genul ăsta. Am înțeles. Câteva detalii despre canalul vostru. Unde vă aflați acum? Număr de abonați, chestii, tot? Ne aflăm în Iași acum. Așa. În celebra Bombonica. Așa, exact. Avem 15.000 de oameni în comunitatea noastră pe YouTube și suntem super recunoscători. Adică suntem extrem de fericiți că am crescut foarte repede într-un timp relativ scurt. Și urmează să plecăm în state peste 3 zile. Prima destinație New York și apoi Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Tot. E așa o nebunie. O să trăim visul american de data asta. Deci asta o să fie practic, o să plecați în state, vreți să stați o lună de zile acolo? Cel puțin o lună de zile. Cel puțin o lună de zile și mai departe care sunt planurile? Apoi o să coborâm în America Centrală și în America de Sud. A, păi înseamnă că sunt șanse foarte mari să ne mai vedem cândva pe viitor, da. Că eu anul ăsta în proporție de 80%, 7% o să fiu mai bine în America de Sud. Prin Columbia, poate. Pe acolo, numai pe acolo stau. Asta e treaba. Cu siguranță. Ar fi... Cum e să călătorești prin lume așa de nebun? Nebuni.
Să știi că nu e chiar atât de simplu cum am crezut, adică acum avem o foarte mare apreciere față de cei care creează conținut, mai ales da, în zona asta de travel. Noi de pe canapeaua noastră din Berceni, știi, când urmăream bloggerii de travel, avem impresia că e foarte simplu să faci asta, că îți, nu știu, te filmezi tu, vorbești în fața camerei, descarci imaginile și le postezi pe YouTube. E foarte multă muncă în spate și, așa cum a spus și Ion, apreciem foarte mult travel vloggerii din lume și din România și pe lângă asta e o lume fascinantă. Faptul că noi am ales să călătorim pe termen lung ne-a deschis așa orizonturile și, nu știu, trăim altfel, trăim autentic, trăim mult mai frumos și lăsăm la o parte oboseala și tot ce înseamnă munca din spatele unui canal de YouTube. Ne bucurăm mai mult de viață, de fapt trăim cu adevărat. Ce, cum schimbă călătoritul relația într-un cuplu? Pentru că în momentul în care erați în București, fiecare era cu treaba lui, cu jobul lui, câte 7 ore, 10 ore la muncă, vă vedeați acasă, hai te pup, așa, asta e. Acum ești 24 din 24 împreună. Pot să spun că ne cunoaștem mai bine, știi? Vorba aia, adică da, 24 de ore din 24 suntem împreună. Da, e un challenge. Mai avem și momente mai... Nu mai la un spațiu, adică de regulă... Atunci când ne luăm o cazare, urmărim să aibă spațiu exterior, pentru că eu știu sigur că vreau să stau afară și Ion stă în cameră și lucrează sau... Ideea e că ne luăm spațiu, dar mai petrecem și timp separat, nu stăm chiar non-stop împreună și fiecare are tabieturile lui, obiceiurile lui și atunci e bine să mai iei și momente de respiro, să ai momente de respiro. Exact, asta e. Cât vă afectează? De fapt, cât timp vă ocupă, pardon, nu avertează, cât timp vă ocupă treaba asta cu travel vlogging-ul? Cred că jumătate din timpul petrecut într-o anumită zonă ne ocupă zona de travel. Filmăm foarte multe ore. Cam un vlog, de fapt, înseamnă 3-4 ore de filmare, înseamnă vreo 2 ore partea asta de alegerea cadrelor și încă vreo 2-3 ore editarea propriu-zisă. Ați văzut cumva așa o diviziune a muncii, gen tu faci aia, ea face aia, chestii de genul ăsta? Ne-am împărțit sarcinile, Andreea se ocupă de tăierea cadrelor. Eu ale cadrele și creez povestea, iar Ion vine și... Mâna finală. Deci, practic, dai o mână prin fișiere frumos, te uiți frumos la tot ce faci, timeline-ul, le pui în ordine cronologică sau cum vrei să fie acolo. Aranjestarea, după care frumos te ridici de la PC și se bagă... Ion. Ion la butoane. Așa cum mă pice, mai bine, mai rău. Deci te-ai învățat pe drum, practic. Pe drum, nu știa nimic. Nimic, absolut, n-am avut nicio tangență cu zona asta de conținut video, de editare, filmare, nimic, zero. Ce youtuberi? Așa. Ce youtuberi? Vrei să vii? Nu, că eu stau bine aici. Uite-mă. Așa. Ce content creator urmăriți voi? Pe tine. Așa. Adică asta că asta trebuie, era cum să zici că nu urmăriți. Păi nu, că de pe canapea noastră, clar, ne uitam la vlogurile tale, asta spuneam. Duminica era zi de vloguri. Vloguri. Ne uitam, da, la vlogurile de cum ați dat de canalul meu? Mai țineți minte? Nu mai știu, eu am dat. Eu am dat, cred că acum vreo 3 ani. Erai prin Vietnam, dacă nu mă înșel. Da, exact. Fix atunci. Apoi au apărut cei de la Sanchez Journey. Travel and Tour, Everyday Holiday, cam și atât, din afară, Los LeBlanc, urmărim, mai e Jack Morris, dar el... Jack Morris, da? La Cara și Nate vă uitați? Nu. Cara și Nate, mai sunt cei care călătoresc pe vas și Sailing, cum le zicem, mă? Vagabond, exact. Și Kids și Rudy, care au călătorit la Roma. Și exact acolo voiam să ajung. Aha. O să vă pun frumos, au și eu un canal de YouTube. Când ați început să faceți YouTube? În vară, în iunie. Da, aveți vreo 40.000 de abonați, parcă, nu? Da, la toate rubedenile noastre, îți dai seama. Da, toate rubedenile posibile, dar mă, astea. Da, exact. Păi n-au încăput pe un cont, a trebuit să se pară, de se cheamă Kids și Rudy. Kids și Rudy, deci ce promiteți când plecați acum în călătorie? Băi, exact, ideea e că noi ne punem povestea, în primul rând pentru noi, cine vrea să vadă ce se întâmplă, cum poți să mergi 2 ani de zile numai locuind într-o autorulotă prin toată Europa, prin plăci, pe undeva, am tot felul de idei, prin Spania, pe așa, pot urmări, dar în primul rând pentru noi. Să vedem iepurile rude, dacă va fi fericit, dacă rezistăm împreună 2 ani non-stop și cam asta e gândul. Foarte tare, bă, mie știi ce mi se pare foarte șmecher, acum să fiu sincer,
Băi, deci eu nu cred că acum 3 ani, 4 ani de zile, poate că erau oameni care se gândeau să călătorească, dar cel puțin eu nu știam de ei. Mi se pare că, de la ce vorbeam la masă, că sunt din ce în ce mai mulți români care călătoresc și care se plimbă și care se duc să vadă lumea. Devine un sport național. Exact, exact. Ai aprins incendiu, maestre, de la tine, să știi. Bă, nu, eu nu vreau să-mi asum dita mai responsabilitate. Eu pur și simplu am meritul de a fi fost primul și cred că, așa cum a zis și la masă, din punctul meu de vedere, ține foarte mult și de consecvență. Că-ți merge prost, că-ți merge bine, că se uite 5 oameni, că se uită 100 oameni la tine. Cât de greu este YouTube-ul comparativ cu cât vă imaginați voi înainte de a vă apuca de YouTube? Foarte greu, nu știu, dar și teme de comparație, cred că e 100%, nu știu. Înainte, ce părere aveți dacă cineva vine acum și vă spune, bă, să faci YouTube nu e muncă, asta este o joacă de copii, o prostie. Sau du-te la muncă, cum mai sunt unii și zic, nu, zic ori, du-te la muncă, da. La muncă, nu, e foarte greu, e o muncă titanică în spate. De la filmat, acum am spus. Și pe ei să demareze un astfel de proiect și să vadă exact ce... Sau cel mai simplu, să facă un singur clip. Da. De un sfert de oră. Am văzut că ați avut în momentul în care ați povestit de faza cu apartamentul, a venit și un val de hate, din ăsta hate românesc. Cum să vă dați casa, bă, că v-ați dus. Asta este chestia tipică. Am plecat cu banii de apartament. Asta a fost, de fapt, marea problema a românilor. Faptul că noi am vândut casa și am plecat cu banii de apartament. Situația e cu totul alta. Aveam un credit pe 30 de ani, am închis creditul și am plecat cu economii și ne-am asigurat noi niște venituri active, având colaborări de la distanță. Dar, într-adevăr, atunci când românului spui că ai renunțat la... Ți-ai vândut casa și ai plecat să călătorești, ești privit ca un inconștient, ești privit total diferit față de cum ar trebui să fii. Ce zic, ce au zis prietenii, oamenii apropiați, familie, chestii de genul ăsta? Da, dai seama că a fost un șoc pentru ei. Noi am cochetat cu ideea de foarte mult timp, am cu 2 ani în urmă, sau cu un an înainte să plecăm. Iar toți au zis, da, lasă-mă că nu pleacă. Le trece ideea. E o idee nebunească, de moment. Mai vorbim noi luna viitoare și... Cu părinții a fost mai greu, ca să înțeleagă modul de viață și ce vreau să zic. Dar până la urmă s-au obișnuit cu ideea și au ales fericirea noastră mai presus decât bunurile materiale sau ce am lăsat și, în urmă. Și pentru, gândiți-vă, deci voi ați plecat de când? De anul trecut? Anul trecut, da. Aveți un an? În octombrie. Aveți un an și două luni de când faceți. Credeți acum că v-ar fi ușor să vă întoarceți la un 9-to-5 normal? Nu m-aș întoarce. Nu? Să știi că eu în anul ăsta sabatic, când am fost în Asia, am avut coșmaruri dese că mă întorc la vechiul job și că mă trezesc dimineața la 6, la 5, că aveam și zile când mă trezeam la 5 dimineața. Da, eram... A fost o frică. Îți dai seama că se uită colegii acum, colegii ei. Colegii, bă, zic, bă, la pe același vis sau și ei. Bun, asta. E dream big acum, n-am. Da. Visat, s-a întâmplat, trăim visul, nu ne întoarcem. Exact, make it or break it, asta e faza. Ce așteptări aveți voi de la YouTube și de la... Eu nu zic carieră, nu pot să spun meserie, pot să spun profesie, că nu e așa, e un fel de ocupație, să zic așa. Absolut. Care sunt lucrurile pe care voi le-ați vrea de la YouTube? Pe 2020, că uite, stau la început de an, da? Să atingem 100.000 de abonați la finalul anului. Ok, păi stați, vedeți, că asta ține de voi. Deci acum de voi toți care vă uitați, eu am nevoie de la voi, o să pun canalele în descriere foarte frumos. Dacă Ion a zis că vrea să se ducă la 100.000, care să facem să ajutăm astfel încât să se ducă la 100.000 anul ăsta? Este un goal, din punctul meu de vedere, nu realizabil. Și eu transmit celor 14 ani noștri. Să meargă cu toate, să meargă în partea elaltă, că merge. Super tare. Băieți, ok, da. Am trecut. Să se ducă să plecăm de la toată lumea, știi? Asta este cel mai important lucru. V-ați văzut că aici pe canal am încercat de fiecare dată să vă prezint oameni care fac lucruri interesante, oameni care fac chestii ce au legătură cu ceea ce fac eu și cum vă zic, niciodată nu vă spun bădriți-vă și abonați-vă, vă duceți, vă uitați pe canal dacă vă place. Lăsați un comentariu de apreciere, dacă nu vă place, îi înjurați, n-are niciun fel de relevanță, dacă vreți să dați subscribe, dați subscribe. Ideea este că eu cred că această comunitate de travel din România, care este foarte mică, dar este în creștere, poate ca peste un an, doi, trei să fie ceva puternic, spune să avem un cuvânt comun, pentru că dacă suntem separați, nu o să reușim nimic. Uitați-vă că restul vlogărilor din România, care fac pe challenge-uri, care le fac pe diverse nebuni, le fac împreună. De aceea eu consider că noi, ca travel vlogger din țară, care nu știu cât suntem în total, dar suntem mult mai mulți decât mi-aș fi imaginat-o că o să fie voată la noi în țară, asta este datoria noastră, să încercăm într-un fel sau altul să ne unim. Andreea, zi-mi o chestie super grea atunci când călătorești, o problemă, ceva.
zici că nu m-am confruntat cu probleme, sunt super adaptabilă. Cea mai mare care? Alegerea cazărilor? Cazărilor, da. Adică am niște standarde destul de ridicate, am mai renunțat la ele, dar nu, sunt foarte adaptabilă, n-am nicio problemă. Mm-hmm. Ok. Mă descurc în orice situație. Că în general cu fetele e mai dificil, mai ales prin țările astea, prin șerpările astea pe acolo, prin Asia. Nu, au fost rare cazurile în care chiar am avut probleme cu Andreea sau să nu se adapteze. Păi, zici că a fost cu copilul. Da. În Cambodgia a fost puțin mai dificil, mai ales în Phnom Penh. Da, acolo am avut. Șocul cultural. De unde, de unde veni sărăți? De unde? Din Vietnam. Din Thailanda venisem. Și din Bangkok. Șocul, da, ce m-a șocat? Mizeria, în primul rând. Mizeria. Păi frate, v-ați dus în Phnom Penh. Phnom Penh știți că este printre primele 10 capitale din lume la locuri în care nu e bine să locuiești din punct de vedere al sănătății. Inițial a fost în Siam Reap. Și Siam Reap a fost un și acolo, dar măcar nu acolo pentru Angkor Wat. Asta da, e... Da, da, da. Apoi acolo am fost cât pe ce să mă să plecăm. Așa câteva ore în care m-am tot gândit ce a fost în capul meu, de ce am renunțat la job, de ce mi-am vândut casa, cum e posibil. Dar mi-a trecut repede, adică întotdeauna mi-am spus care e visul tău. Visul tău e să călătorești și atunci m-a ajutat foarte mult să-mi repet asta în momentele grele, dar au fost puține. puține momente. Cum e să călătorești pe termen lung? Vi se pare mai scump față de cât v-ați fi imaginat sau vi se pare cât de cât fair? Să știi că e fair? Din ce principiu? Adică câți bani cheltuiești în România, atât poți să cheltuiești în... Adică viața noastră în București, cred că ne costa cam... Da, costa un buget un de zile în Asia. Aha, o chestie de genul ăsta. Da. Am înțeles, da. Am înțeles. Asta e foarte important. Țara preferată? Indonezia. Indonezia așa. Cu locul întâi, apoi Sri Lanka și... Italia. Italia, foarte tare. La fel? La fel. Bali, să spunem așa, ca și destinație, apoi Sri Lanka și... Kuala Lumpur, cum... Malaysia. Malaysia. Așa. Mai am fix două întrebări pentru voi. Cu ce călătoriți? Ce bagaje aveți? Câte bagaje? Câte chile? Câte chile? Am plecat cu 50 de kilograme. Mamă, cu cât? Cât erau alții din 50? Am avut cel mai mare rucsac pe care l-am găsit în comerț la noi. Iar Andreea și-a luat cel mai mare geam troller. Și am plecat cu câteva zeci de kilograme de cosmetice, de haine. Așa? De... Da, că sunt femeie și e mai... Adică mi-am imaginat că nu o să găsesc în Asia multe lucruri pe care le-am găsit, culmea, dar le-am luat din România. Și am plecat cu un troller de 27 de kilograme avea al meu. Da, eu am avut Kim a fost pe mine. Și pe rucsacul și încă vreo 10 da, cel puțin rucsacii laptopuri, da. Scute, știu ce am avut. Că v-ați întors. Da, stai, să zici că ne-am învățat minte? Nu. Ieri tocmai ne-am făcut bagajele pentru state. Așa. Și am venit la noi cu cred că sunt peste 30 de kilograme. Un troll, am zis nu mai luăm rucsacul, luăm doar un singur troller. 30 amândoi, nu? Da, amândoi. Și mergeți la frig. Da. Bă, da, bine, am zis că o să renunțăm, o să donăm hainele noastre groase în New York, oamenii ai străzi. Și acum și ne golim de tot ce e extra. Și, da, facem shopping în... Și acum vin două întrebări foarte grele, una dintre ele. De ce ar trebui oamenii să se aboneze la canalul vostru? Pentru că noi ne trăim visul de a călători full time, pentru că am renunțat la ceea ce societatea ne-a învățat că trebuie să avem sau să fim, pentru că... Căutăm să descoperim în călătoriile noastre locuri frumoase, autentice, căutăm să aflăm poveștile oamenilor, să pătrundem în culturile locale, mâncăm alături de localnici, în căruri ciudate, bizare, în locuri insalubre, să le spunem așa. Pătrundem în culturile locale, nu știu, mai zic tu Ion. Și pentru că le oferim peisaje inedite, nu știu, experiențe personale, vizăm foarte mult pe experiența noastră personală în călătorii, pe cine suntem noi în călătoriile noastre și, bineînțeles, că mergem și pe aspectele turistice. Sunteți autentici, asta da, este ideea. Nu mergem neapărat pe Wikipedia sau date. Nu știu că și chiar dacă ai emoții, ce? Eu te filmez, nu contează. Încă una, lucruri pe care le-ați îmbunătățit la videourile voastre. Începe, nu mai are emoții. Nu mai am emoții. Noi am fost stânga, ce am spus asta de la început. Nu știam ce înseamnă un vlog de travel, aveam așa doar o idee superficială, extrem de superficială, că e foarte simplu să faci vlogging. Am pornit fără un microfon pe care l-am achiziționat pe parcurs.
Pe partea de editare avem foarte multe de învățat, chiar și pe partea de prezentare a locurilor în care mergem, pentru că de multe ori o facem poate într-un mod superficial, dar se întâmplă să fim noi superficial, că suntem oameni și avem, suntem imperfecți. Nu știu, cred că asta ar fi. Sunetul avem de îmbunătățit, partea de prezentare și partea de editare. Sunt aspecte pe care sunt sigură că în călătoria aceasta către state o să lucrăm din ce în ce mai mult să le îmbunătățim și Da, sunt de acord cu Andreea. Astea, sunt probleme. Astea sunt problemele noastre, adică nu... Așa e. Și acum asta este o întrebare pentru toți patru. Este un fel de test de sinceritate. O chestie care nu vă place la Backpacker Life. Ceva ce nu v-a plăcut. Un video, un stil, că am băgat reclame, că am nu știu ce. Poți să răspund în locul Andrei? Da. Lanțul. Care, lanțul ăsta al meu? Da. Nu, asta a fost primul impact și când am văzut. Lanțul, bă, ăsta. Ăsta e lanțul și o să... Poate o să vă zic și povestea lanțului acum, așa. După ce mi-a spus eu, nu-ți povestea. I-am spus povestea, da, nu, lanțul, pare de cocalar, nu? Hai zi, lasă că nu-i sărăcuța, uite la ea. Da, asta am observat prima oară la tine, știi, adică... Nu-i niciun fel, nu-i niciun fel de problemă, altceva. Nu, sincer nu am nimic de repășat. Sau atunci video-ul preferate, video-ul ce v-a plăcut mai mult sau care v-au plăcut mai puțin, țări care v-au plăcut mai mult. Mi-a plăcut cel cu Mariciu, ultimul, mi s-a părut foarte, foarte mișto, realizat și... Care, mă? La Revelion. De la Revelion? Da. Ăla cu podcastul? Da. Da, da. Ăla cu podcastul. Ok. Ok. Da. Foarte bine. Și zi-mi ceva ce nu-ți place la mine. Nu cred că am avut un coment, Gemma? Hai, mă, că tu trebuie să ai. Eu am avut un coment, am zis la un moment dat. Haterule, ia, hai ce ai băgat. Să grijă să rămâi natural, omule, la un moment dat scăpa așa ca mult. Când? Unde? Când te-ai întors, nu acum, a data trecută, când în România, un pic artificial așa, știi, la... Și la video, la editat, la tot. Exact, exact. A, mă refer, publicitate, chestii de genul ăsta. Un pic forțat. Nu erai pe trasa ta, oricum, na, îți dai seama, e altceva decât Asia. Ok, da, dar nu, asta e, vrei să ne certăm? Nu, nu, nu pe cameră, nu că... Am o listă. Stai că trebuie să faci tur autorul lot de aici, ce să ne certăm? Ne certăm vorbă, ești nebun? Lasă. Băi, mie mi se pare foarte, foarte tare chestia asta pe care vreți să o faceți și eu cred că, până mea, aveți toate datele ca să aveți, ca să vă, să puteți să aveți succes din treaba asta și presupun că și visul vostru, ca visul oricărei persoane care face travel vlog, este ca la un moment dat să poți să te întreții din chestia asta și să poți să câștigi din treaba asta. De fapt, fiecare vlogger acolo vrea să ajunge să devină ca un job, o sursă de venit constantă și simplă. Corect, așa e. Manu, arată și mie, frate, în ce stați aici? Hai să faci și mie turul casei. Doamnelor și domnilor, exact. Aceasta este Bombonica! Bombonica, exact. Tot rămâne cu aia, cu Năstase. Tot da, rămâne cu aia. Da, eu ți-am zis că mă cheamă Năstase. Da, deci vezi... Dar știi că mă întrebau dacă am vreo mătușă Tamara ăștia când mă da? Prezentau Năstase, serios. Da? Da? Bine ar fi fost, dai seama, nu mai făceam vlog sau... Ce e acolo? Poate ia te pare scade în... Trebuie să scap, cadă în cap. Trebuie să scapi de acolo. Așa. Cine mai așa. Dar nu, uite, îți prezint mai întâi e bordul. Mai întâi e bordul aici, partea da? De bord. Ok. Ok, e un la bază e un Fiat Ducato. Fiat Ducato? Da, aici sus ce? Aici sus e un baldachin, un pat. Uite aici ca să vezi. Ta-da! Bine, coboară mai mult, vine până la nivelul ăsta. Așa. O să-i montez aici un geam transparent să stau să privesc stelele. Așa. În fine, luna. Aici avem o masă. E un birou. Mhm. Aici televizoare, sateliți, tot felul de ce simpatic. Da, asta e o zice o grămadă de Facebook, că asta pe aici pe sus sunt storage space-uri, dar da, să spui o grămadă de tâmpenii. Da. Așa, asta e o canapea faină care se extinde, poți dormi și aici. Și mai poți primi oaspeți, alți vloggeri care vin. Alți vloggeri care vin la tine și se bagă așa în exact, sufletul tău. Bun. Da, exact, dar mai încerc. Deci asta se extinde, până în cap două persoane cred aici, nu? Da, exact. Clar. Și sus acolo, da, uitați-vă, deci aici chiar e... Aici asta e lejer, tu știi cât de fain e, dacă te bagi. Vrei să urcăm? Să urcăm amândoi, acolo? Tot te dădeai prin Asia, ghei, da. Foarte tare. Iar aici ce avem? Aici avem, uite, prăjim camera lui Ion, așa, asta e plită. Ca să poți să gătești, cum e asta cu autonomia, e gază, cum e la aia? Băi, omule, sunt ca un stat independent, deci, da, efectiv, e solar, panou solar, undeva la vreo 7 ore, 8 ore noapte, garantat independență, iar ziua non-stop,
dacă ai, bine, să nu fie înourat complet, dar ai, n-ai treabă. Ok, aici ce este? Să caci laptopuri, tot ce trebuie. Bun. Asta e chiuveta? Chiuveta. E o chiuvetă cu toate... Cu tot ce trebuie acolo, chestia asta ce? Caldă, aici e un mustător. A, unde se spui... Am înțeles chestia asta? Hai să mai vezi. Uite aici un... Aici as... Oh, dar fii atent, m-ai nimerit la fix. Am nimerit la e fix, mă, prim, că ne-ai o grămadă de chestii, uite ce. Nu ca și dormi aici, nu prin parcare, da. Dar dacă vreau, uite mă, mă mai certam cu Rudy. Așa? Când era cald și am fugit de vreo două ori seara și am stat în rulotă. Aici era exact, refugiul tău, exact. Era căsuța din copac. Mai încoace. Aici, uite aici e marele, stai un pic. Aici e marea șmecherie, știi? Ia să vedem, să intrăm aici la baie frumos. Mamă, da. Mamă, deci ai o grămadă de spațiu, frate. Dar uite, fii atent cât de fain e duș. Uite cât de mult ai la duș, ești nebun. Da, super, frate, treabă. E super, aici ai gemuleț. Da, tot ce trebuie, știi? Tot să supraviețuiești. Să supraviețuiești, exact. Dulap ce ai aici, nu? Da. Dă-i. Ok, dulap, unde poți să spui eu... Ca să strâng, mă, e, nu contează, nu te-am anunțat și eu că vin pe la tine. Hai să dăm o tură și pe afară. Să băi și pe afară. Descrie tu. Stai așa. Opa. Așa. Ia uitați, ce frumoasă e. Și încă o dată, doamnelor și domnilor, Bombonica. Bombonica, exact. Bă, e un model clasic, fain. Fii atent, chestie faină. Acolo i-a aparținut vreo 20 de ani cuiva din familia regală belgeană. Și au sigla pusă în vreo 3 locații. Da, mă, da, mă, da, ce tare. N-ai primit o moștenire. Da. Șmecher. Vezi, abia aștept să punem pe lângă plajă, pe undeva, știi? Să plecați frumos. Băi, să nebunit ca un copil, știi cum? Deci din vară ai zis. Din vară, iunie, da. Iulie. Din, de pe 1 iunie, omule, ca orice copil. Gata, da, deci de pe 1 iunie. Pe 1 iunie am plecat spre Portugalia, gata. Mamă, cât de tare, frate. Poate voi ce să vă întâlniți și cu Sanchez. Poate cine știe, vă nimeriți pe acolo toată lumea. Astăzi. Dacă ne iubește vloggerii. Vă iubește vloggerii? Exact. Uite, da, foarte, foarte tare asta. Și cum poți să o conectezi când te duci. Se branșează la da, poți să poți să conectezi la 220 în campinguri. Bine, asta în afară de independența care ți-am zis-o, dar mai are butelii, două butelii de gaz. Frigiderul merge pe butelie, asta e fain. Căldura, apa caldă merge pe butelie, bine, și apă. Știi? Și ai tot ce trebuie, ți-am zis, e ca un stat independent. Foarte mișto. Deci asta cred că este o treabă pe care ar trebui să o fac și eu la un moment dat. Să mă gândesc să merg cu autorulota prin... Mi-am vândut mașina pentru asta, știi? Ți-ai dat mașina, nu? Mi-am dat, a rămas fără niciun fel de mașină, oricum vreau să mai conduc prin Iași ever. Deci dacă îmi dai gratuit ceva, nu conduc, nu mai conduc. Nu vrei. Păstrez căsuța și atât. Da, frate, e foarte mișto. Cred că o să mă apuce, știți care e faza? Cred că o să mă apuce și pe mine la un dat nebunia asta cu auto, cu... autorulota, poate să-mi iau și eu, bine, nu să-mi cumpăr, să-mi închiriez sau să iau ceva de la o firmă, astfel încât să mă prind și eu prin Europa. În momentul în care Europa o să-mi stănească așa foarte mult interesul, chiar o să fac treaba asta. Coșe de la Sanchez, știți că am vorbit și vă auzi de un autorulota prin America de Sud avea un cap. Da? Au găsit, îi costa undeva la vreo 1000 și ceva de euro să o transporte din Europa până acolo cu vaporul. Nici nu e mult. A, și vor să facă asta, nu? Voiau, aveam un plan să facă treaba asta, dar le-am zis eu, bă, vedeți că în America de Sud, frate, nu e ca în Europa să pui tu autorulota, ți-o pui aici, ți-o plantezi undeva acolo, unde o pui? Într-un sat de la din Brazilia, lași rulota, știi, am vorbit cu ei și bine, acum nu știu exact ce vor să fac, o să ne vedem pe 18-9 și mergem la o cabană undeva în Dâmbovicioara, cabana Ulucilor se numește, avem acolo o întâlnire a vloggerilor. Bine că și cu voi au vorbit, dar voi sunteți plecați, voi sunteți... Noi vă salutăm din America. Ne salutăm din America. Ei, cum se poate? Cum ne permitem? Ei în America, noi la cabana la Uluciu, nici nu știu cum e acolo. Sper să avem baie în cameră, habar n-am cum e. Da, mă, deci cam asta a fost și cu video-ul de astăzi. Ați avut șansa să cunoașteți patru oameni cu... Comunitate, backpack. Ca să intre toată lumea. Am pus frumos canalele în descriere. Intrați, uitați-vă acolo, înjurați-i dacă credeți că asta impulsionează. Băgați un cuvânt frumos. Gândiți-vă că pe mine toată energia pozitivă și negativă pe care am primit-o în momentul în care a început să crească proiectul ăsta Backpack Your Life m-a ajutat și m-a împins cumva astfel încât să ajung la nivelul ăsta la care stau acum, că e mare, că e mic,
nu are asta foarte mare relevanță. E important că avem un cuvânt important asupra piața YouTube-ului românesc și chestia asta mi se pare mega, mega cool. Acestea fiind spuse, nu uitați să veniți pe Instagram, Cătălin Backpack Your Life. Chiar mă aveți Instagram? Nu. A, nu. Aveți? Avem, cum sunteți pe Instagram? Paicuien2. Ha, trebuie să-ți faci Instagram dacă pleci. La aia 14 pe care i-am. La aia 14? E suficient pe YouTube. E bine, Kids și Rudy. Kids and Rudy. Kids and Rudy. Perfect. Noi cred că o să facem mâine, avem Friends Meeting-ul, nu uitați, de la ora 17 ne vedem în, cum îi zicem acolo? Fața Palatului Culturii la statuielul Ștefan. Fața Palatului Culturii la Ștefan, acolo, la statuie, exact, veniți să facem poze, să vorbim, pentru că noi mâine seară, cel mai probabil coada după... Coada calului. Coada calului, așa, exact. Corect. Pentru că noi de acolo, în proporție de 99%, plecăm către gura humorului. La revedere, Valentina este sus, nu se simte foarte bine, la cu siguranță că ea vor spune, pa, pa.